pentru omul corupt și pentru omul pătimaș, libertatea este un blestem. La această oră, în România, este o dezbinare cum nu cred că a mai fost vreodată. Nu cred că istoria, cunosc și eu puțină istorie, dar nu cred că a fost atâta dezbinare. Au fost dezbinări, au fost trădări. L-am trădat pe Horea, l-am trădat pe Doja, l-am trădat pe Mihai Viteazu, l-am trădat pe Ștefan cel Mare, l-am trădat pe Lăpușneanu, i-am trădat pe toți. Dar au fost puternici ca să rămână ceva după ei. Aici este problema României astăzi. Nu mai are personalități, nu mai are un Cogălnician, nu mai are un Șaguna, nu mai are atâția și atâția, eu un pop de Băsești, atâția care au, s-au sacrificat și au luptat pentru această țară. Uitați, se întâmplă atâta umilință în țara asta, din partea fraților noștri. Și noi n-avem nicio reacție. Nicio reacție. Nu să le dăm în cap cu parul, ci să le spunem, mă, fraților, mă, stați puțin, mă. Vreți să revenim din nou la suferințele care au fost pe acest pământ, la greșelile și la prostiile care s-au făcut? Vreți să revenim din nou? Merită să revenim din nou? Probabil că pentru unii merită. Deci cum se poate dezbina un popor și se poate ocupa fără luptă, fără război, fără să tragi un cartuș? Primul principiu, îi distrugi tot ce merge bine în țară, în orice domeniu. Îl distrugi. Al doilea, îi atragi pe comandanți în afaceri murdare pentru ca să-i compromiți. Al treilea, le distrugi credința și tradițiile și aduci alte tradiții. Și asta funcționează. Al patrulea, creezi discordie între tineri și vârstnici. Al cincilea, introduci în rândul tineretului muzică languloasă și credința în libertatea totală, cu credința că de la ei începe lumea. Gata, s-a terminat cu bătrânii, acum începe lumea nouă. Funcționează și la noi. Îți alegi scoadele din oamenii cei mai josnici ai țării respective. Și uite acum câtă lume este împrăștiată și pustită în lume. Pustiită în lume. Nu-s grozav de fericiți românii care sunt plecați. Unii sunt într-adevăr în funcții bune. Dar este o vorbă. Poți să scoți ușor un om din țara lui, dar nu pot să scoți țara lui din el. Și atunci oamenii ăștia care sunt plecați de nevoie, nu de plăcere mulți, unii au plecat așa, se vor întoarce. Păcat că mulți dintre copiii lor nu mai vorbesc românește. Eu încă n-am auzit un guroaică plecată din Ungaria să nu-și învețe copilul limba maghiară, nici franțuzoică plecată din Franța să nu-și învețe copilul franceza. N-am auzit. Dar de români am auzit. Și am și vorbit cu ei și a spus, n-am avut timp să-i învățăm. Păi cum ați avut timp? Cât ai stat la bucătărie, cât au venit și au mâncat? Trebuie să le spui măcar cum se numește lingura. Măcar atâta să știe și cuțitul și furculița.